De la primul dinte și apoi tot restul vieții, este recomandată vizita la dentist la fiecare 6 luni în lipsa problemelor aparente. Este singura modalitate să ne păstrăm sănătoși toți dinții. Caria de biberon este cea mai agresivă formă de carie. Apare în primii ani de viață. Pe smaltul dentar se văd inițial pete albe. Se tratează cu geluri pentru remineralizare, dacă veniți la medicul stomatolog cu cel mic de când are un dințișor. Dr. Asma Batah, medic stomatolog competență în pedodontiție. În 3 luni poate ajunge dințișorul leretezat la nivelul gingiei, necesitând un tratament laborios. Tratamentul de canal și avem nevoie de coroane dentare. Contrar mitului că dinții de lapte se schimbă și nu trebuie tratați, ei au foarte mare importanță în gură. Odată mențin sănătatea osoasă și mențin spațiul necesar pentru un viitor dinte. Dacă lăsăm caria la un dințișor de lapte netratat, omoară nervul. Ca orice materie organică, intră în putrefacție și apare abcesul dentar. Durerea e mare. Infecția în interiorul osului poate distruge materialul osos. Dr. Asma Batah, medic stomatolog. Scoate mai devreme un dinte de lapte. Este probabilitatea cea mai mare să se încline dinții ceilalți. Ce urmează să crească, să iasă prin obraz sau pe lângă. Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog, competență implantologie orală. Trebuie să oprim scoaterea dinților de lapte precoce. Dinții de lapte să așteptăm să se carieze. Eu, ca și părinte, zic să mergem să-l scoatem. Dacă am scos dintele de lapte prea devreme, fură startul unui dinte definitiv și dau peste cap toată erupția dentară și implicit dezvoltarea normală a feței. Ținem cont de recomandările avizate. Sigilările pe dinții de lapte de la 2 ani și jumătate. Vizita la medicul stomatolog pedodont de la primul dințișor, apoi regulat la recomandarea acestuia. La 6 ani apar primii dinți definitiv. Se numesc molarii de 6 ani. Apar în spatele tuturor dinților. Mergeți la medic să fie verificați. Statistic, acești dinți se pierd primii și destabilizează toată arhitectura cavității orale. Dr. Ionuț Leahu, medic stomatolog. Eu sunt un părinte, când eram mic am avut o grămadă de carii. Sunt șanse mari ca și copilul meu să mă moștenească, dar am această putere ca el să treacă prin alte experiențe. Nu trebuie să aibă aceleași probleme cu dinții. Vizitele la medicul stomatolog se fac regulat, pe tot parcursul vieții, în lipsa durerii și în lipsa problemelor aparente. Relatează știrile ProTV.ro.